traducător. Aha. Și lucrez la casă. Uh-huh. Da, mișto. Sunt și student la drept. La drept la universitate? Practic acum la o firmă. Și aha, de acolo vin. Aha. La universitate la drept sau unde? Da, da, la universitate. La Universitatea București. Și de 3 ani cât ai, mai mergi în vacanță sau cum acasă? Da. Mergi des? De 2-3 ori pe an. Aha. Și e cam frum totuși zborul, deci nu pot să mă duc. Da, da. Familia aia e în Amsterdam, nu? Nu, părinții mei stau tot în nord, în Friesland, aha, la țară. Sora mea locuiește în Utrecht, fratele mai mic, tot în Groningen. Uh-huh. Da. Și cum e la țară în Olanda? Tot așa cu porci, cu... Tot frumos, ca aici. Crezi, tai porcul? Ca fără porci. Din păcate. Și cu multă iarbă. Și cu mai multă iarbă, probabil, da. Multă iarbă, da. La noi, în Olanda, iarba nu este... Chiar așa mare șmecherie, nu? Pentru că dacă e legal, da, e ca berea la noi, da. Pentru adolescenți. Păi uite, cred că de-aia ar fi bine să fie legală și la noi, nu? Păi da. Trebuie să legalizeze și cocaină și heroină. Da, zici? Da. Și ala și-a pierdut din farmec? A elimina, în primul rând, criminalitatea organizată legată de drogurile. Corect, corect. Bună ziua. Ioan. Gabi Drogean. Ioan. Ioan. Adică. Ioan. Ca să. Van Gogh, cum se spune? Aho.